Aici alături de mine sunt soția mea, Camelia, fata mea Daria și băiatul meu Vlad. Și le mulțumesc, Vlad, din acum. Vă doresc tuturor să simțiți ceea ce simt eu în acest moment, știind că familia mea e alături de mine la oasă de sărbătoare. Cum a început această poveste a cărții? Acum un an și ceva, cineva mi-a cerut să scriu o carte care să fie distribuită online. Am scris foarte repede cartea respectivă. După care, în decembrie anul trecut, se întâmplă să vină în România un tip pe nume Jerry Roberts, care are un seminar numit Cum să publici o carte și să devii bogat. Am urmat seminarul lui Jerry Roberts. Jerry, prin ceea ce mi-a arătat la acel moment, m-a făcut să aduc și mai multă valoare cărții, dar pe lângă alte lucruri bune care s-au întâmplat la acel moment, a fost că pe parcursul seminarului am cunoscut o persoană cu care povestim despre carte, a avut foarte mare încredere în ce o să fac această carte pentru lume și instantaneu a decis că vrea să fie unul dintre partenerii care să susțină cartea și proiectul Atrage Abundența. Această persoană este chiar aici de față, este proprietara acestui spațiu și cu voia voastră și în aplauzele voastre aș vrea să o cunoaște toți pe Cusea. O să rog pe Cusea să vă spun câteva cuvinte. Mulțumesc! Bună seara! Mulțumesc! Eu sunt organizată fiind spațiul meu aici și sunt atentă la organizare. Avem multe locuri aici. Dacă cineva vrea să vină mai în față, e bine venit înainte de a începe Florin expunerea pe care vreau să o facă. Dacă vreți să vă mai mișcați, e foarte bine. Mă bucur că ați venit în acest spațiu, zic eu, foarte calm, foarte liniștit, frumos, magic, aș spune. Este un simplu depozit, dar vedeți că e încărcat de povești, de piese din foarte multe culturi. Merg personal, precum și alți membri ai familiei mele, după aceste piese în toată Asia și sunt anumite piese prețioase, chiar unicate. Dacă tot ați venit aici, poate vă uitați și la ele și informația contează, puteți veniți oricând, sunteți bineveniți, dar nu ăsta e scopul pentru care ne-am adunat. Știți că oamenii de afaceri sunt ceea ce se cheamă, nu sună frumos, oportuniști. Nu e frumos, dar e sănătos. L-am văzut pe Florin, sincer, deci am vorbit câteva minute, de fapt și cu el și cu fratele lui, la Jerry la seminar și am hotărât să fiu partenerul lui în scrierea acestei cărți. Deci gândiți-vă că e ca și când s-ar întâmpla acum, în seara asta, cineva ar veni la mine și mi-ar zice, uite, vreau să fiu partenerul tău. Când spun partener, asta înseamnă un ajutor material, financiar. Nu povești, da? Deci asta contează. De ce? Pentru că Jerry Roberts tocmai ne-a învățat pe noi, că vreau și eu să scriu o carte. Așa. De-aia m-am dus. Jerry Roberts ne-a învățat pe noi cum putem să scriem o carte din, hai să zic așa, pe banii altora. Da? Adică mergem la 10, 5, 4, 3 oameni care ar vrea să ne sponsorizeze și cu banii pe care îi obținem ne putem publica, edita, care sunt cuvintele, încă nu știu că nu sunt un autor. Așa. Eu am simțit nevoia să fac asta fără să mi se ceară, de asta l-am acordat pe Florin, chiar am crezut în ceea ce face și spune el. Iarăși inevitabil, ca om de afaceri, am citit, am deschis, am frunzărit, am auzit foarte multe lucruri legate despre succes și știți că succesul, asta e ceva general
degeaba este într-un domeniu al vieții, dacă nu e cât de cât în toate celelalte domenii. Degeaba e foarte bine, nu cu iubirea, dacă n-ai ce mânca, și invers. Și am citit multe cărți, am fost la multe seminarii. Vreau să vă spun că Florin are ceva deosebit de spus. Deci, am conversat cu alte persoane care ți-au citit cartea, nu știm, e adevărat că e inspirat din foarte multe cărți și le-ai și scris acolo, dar tu chiar spui lucrurile altfel, mult mai bine și pe înțeles oamenilor. Eu vă doresc o seară frumoasă, avem toți de învățat de la Florin, să vă simțiți bine și stăm la dispoziția voastră cu apă, vin și ce tot ce doriți. Bună seara, o seară frumoasă! În momentul în care am discutat să organizăm acest eveniment, ideea din spate a fost exact aceea de abundență, pentru că proiectul meu se numește Atrage Abundența în viața mea și ideea a fost să fie un spațiu cu energie pentru abundență, pentru că vorbim de bani, sănătate, dragoste, ideea a fost să aveți și apă sănătoasă aici, ideea aveți și o să primiți și lucruri pe partea de sănătate, așa că aveți acolo în spate un bol în care să puneți adresele voastre de e-mail pentru că veți primi un voucher pentru sănătatea voastră. Am uitat ceva? Ok. Astea fiind zise, probabil că v-a intrigat titlul de acolo, cei cu termostatul intern și cu pixul. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Și înainte să vă spun despre ce e vorba, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Pentru că eu am fost un copil ascultător când am fost mic, nu știu voi. Noi. Voi nu. Ok. Și când am fost mic, mama mea a zis să nu stau de vorbă cu persoane necunoscute. Acum, pe câțiva vă știu, dar pe foarte mulți nu vă știu, și atunci vocea mamei încă îmi sună în minte. Și ca să ne cunoaștem, o să vă pun câteva întrebări. E în regulă? Da? Prima întrebare la care vreau să-mi răspundeți este, de ce sunteți aici? Ca să vă informați, ca să sărbătorim împreună. Foarte bine. Mă gândesc că în momentul în care ați venit aici, v-ați gândit că poate aflați și niște idei prin care să schimbați în bine viața voastră și altora, corect? Da. O să primiți acest lucru. Eu, un actor și un regizor de comedie celebru, Woody Allen, care spune că 80% din succes înseamnă doar să fii prezent. Voi sunteți prezenți, de fapt, eu am o problemă acum, sunt foarte multe doamne aici și eu vorbesc la masculin. Sunteți prezente, da? Sunteți prezenți, așa că 80% din treabă e făcută, rămâne ca eu să fac restul de 20%, care e partea cea mai ușoară. Mai am o curiozitate. E cineva în această sală, aici, în showroom, care, la fel ca și mine, a pățit ceva de genul următor. După ce au intrat mai mulți bani în casă, sau portmoneu, sau în contul bancar, fie că a făcut o vânzare mai bună, fie că a primit un bonus, fie că nu știu cum se face că până la finalul lunii banii au, contul a fost tot pe zero sau chiar pe minus, e cineva care, la fel ca mine, a pățit așa ceva? Da. A, deci nu sunt sigur, m-am liniștit, ok. E cineva în această sală care, la fel ca și mine, după un moment plăcut cu partenerul sau cu partenera, foarte repede a experimentat un moment neplăcut cu același partener sau parteneră și are curaj să recunoască? Nu, mulțumesc frumos, deci nu sunt singur. Ok. E cineva care a început o dietă și a plătit abonamentul la sală, s-a apucat de sport cu scopul de a arăta mai bine, dar după două săptămâni dieta n-a mai funcționat, n-a mai fost la sală, fiindcă și-a plătit abonamentul pe 6 luni. Da? Ok. Da. E bine, e cineva care nu o să duce mai indiferent ce întreb? Dacă ați ridicat mâna sau ați spus da la măcar una dintre întrebările de mai devreme, înseamnă că într-adevăr ați venit la locul potrivit ca să aflați de ce vi se întâmplă toate aceste lucruri, dar mai mult decât atât, ce trebuie să faceți pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple și pentru a vă schimba viața așa cum vă doriți. Și am pus toate aceste lucruri într-un pachet care se numește Wow, nouă lipte ca să trăiești acum viața abundentă și împlinită și acest pachet constă într-o carte, un DVD și un CD. De ce l-am organizat în acest fel?
Pentru că știu că foarte puțini dintre voi poate au timp să citească, în schimb foarte mulți dintre voi merg cu mașina. Și atunci pot să asculte CD-ul în mașină. Plus că pe CD, de exemplu, sunt niște povestiri motivaționale și cineva mi-a zis, ai avut o idee foarte bună când ai pus povestirile pe CD, pentru că atunci când ești căzut, nu-ți vine să citești o carte, dar un CD poți să-l asculti. De asemenea, pe DVD pun foarte multe lucruri pe care eu le pot povesti. Iar dacă vă gândiți în acest moment al vieții voastre că vi se întâmplă lucruri și de ce mi se întâmplă lucruri mie care sunt o persoană așa de bună, relaționez cu voi, simt ce simțiți voi. Pentru că istoria mea începe în 2007, în momentul în care, din postura unei persoane care a învățat pe alții cum să facă bani, făcând exact același lucru pe care îl predam, pierdeam bani. În exact aceeași condiții economice și politice, sfatul pe care eu le dusem altora și cu care ei făceau bani, mie îmi aduceau pierderi materiale. Și asta m-a făcut să mă întreb ce e neregulă cu aceste rețete despre cum să ai succes. Asta m-a făcut să încep studiul meu despre acest topic al succesului și să scriu această carte. Și în această carte vorbesc despre ingredientul secret. Acel ingredient care lipsește din rețetele clasice care vă învață cum să aveți mai mulți bani, o relație mai bună și o sănătate mai bună. Toate aceste... Am o curiozitate. E cineva care s-a săturat să tot încerce aceleași lucruri din nou și din nou și să nu mai iasă? Da? Acum, dacă le-ați încercat până acum și nu vă ies, gândiți-vă la următoarea situație. Cum va arăta viața voastră de acum încolo? Cât timp mai ești dispus ca aceste lucruri care nu-ți ies, să le mai încerci? Știi cum e? Dacă ești într-o groapă, primul lucru ca să scapi de acolo este să nu mai stai la ea. Și ceea ce vă propun în această după-amiază este exact acel ingredient secret spuneam care face diferența între a eșua și a avea succes. Și m-am hotărât să vorbesc despre el în momentul în care eu, având succes, am văzut că persoane din jurul meu, la fel ca și voi, aveau exact aceeași problemă. Erau copleșite de informația de dezvoltare personală, tot încercau rețete care nu funcționau, sau mai mult decât atât întâlneau rețete care nu se potriveau în timpul lor și așa de ocupat. Și, apropo de timp, vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut acest timp ca să veniți aici. Pentru a vă oferi, pentru a vorbi despre acest ingredient secret, o să vă ofer două metafore. Prima metaforă este cea a termostatului. Ce înseamnă termostatul? Fiecare dintre voi știe. Să presupunem că avem o instalație de aer condiționat cu un termostat setat pe 22 de grade Celsius. Da? Ce se întâmplă în momentul în care afară încălzește soarele? Temperatura din cameră crește. Ce face în acel moment termostatul? Pornește aerul rece, în așa fel încât în foarte scurt timp se facă înapoi 22 de grade Celsius. Dacă afară e iarnă și aerul de aici se răcește, ce face termostatul? Declanșează căldura, în așa fel încât în foarte scurt timp aerul devine din nou pe 22 de grade Celsius. Cu alte cuvinte, indiferent cum e temperatura afară, în această cameră vor fi 22 de grade Celsius. Și în momentul ăsta toată lumea întreabă, păi, și care e legătura între termostat și mine? Legătura e următoarea. Fiecare dintre voi are în interior un termostat setat pe o anumită valoare pe toate domeniile vieții voastre. Pe financiar, pe relații, pe sănătate. Pentru că atunci când vorbesc de abundență, nu vorbesc doar de financiar, așa cum spuneam și așa mai devreme, vorbesc de bani, vorbesc de relații, vorbesc de sănătate. Toate astea trebuie să sunt ca și picioare la o masă cu trei picioare. Care picior e mai important la o masă cu trei picioare? Toate. Nu poți să ai un echilibru fără cele trei. Și mai este un al patrulea lucru, anume pacea minții. Pentru că sunt persoane care au bani, au o relație foarte bună, au o sănătate foarte bună, dar le lipsește această pace a minții și atunci tot degeaba. Și o să dau câteva exemple de termostate pe care fiecare dintre voi le are. Primul dintre ele este termostatul pe venit. Dacă tu ai termostatul setat pe 1000 de euro, să câștigi, de exemplu, 1000 de euro pe lună, dacă într-o lună vei câștiga 2000 de euro, în luna viitoare vei atrage în viața ta situații prin care cât vei câștiga? Nimic. Pentru că termostatul tău
e setat pe acea valoare. Dacă termostatul tău e setat să câștigi 200.000 de euro pe an, dacă într-un an vei câștiga 400.000 de euro, în anul viitor vei câștiga nimic, pentru că pe medie trebuie să pici pe setarea termostatului. Asta este un termostat. Un alt termostat este termostatul pe excedentul financiar. Pentru că să câștigi bani e un business. Să-i păstrezi e cu totul alt business. Cine de aici a experimentat, după ce i-au intrat mai mulți bani, brusc, să se spargă o țeavă la baie, să se strice ceva, să aibă nevoie de reparații, să apară niște cheltuieli urgente. E cineva care a experimentat asta? De ce? Pentru că asta înseamnă că termostatul tău pe excedent e setat pe zero sau pe negativ. A simțit diferența, a atras în viața ta în situația prin care se ajunge acolo. Și nu depinde de cât câștigi. Cunosc persoane care câștigă mii de euro și exact aceleași mii de euro le cheltuiesc. Cunosc persoane care câștigă 800 de lei pe lună și la sfârșitul lunii au bani puși deoparte. Nu e vorba de exterior, e vorba de interior. Întrebare. Cunoașteți persoane care în 2007-2008, în plină înflorire economică, au pierdut bani? Da sau nu? Da. Cunoașteți persoane care în aceste timpuri de criză fac legal foarte mulți bani? Deci nu are treabă cu exteriorul, are treabă cu setarea interioară. Un alt tip de termostat este termostatul pe relații. Știți cum e? Persoanele de față se exclud. Așa că vă invit să vă uitați la prietenii și la cunoștințele voastre. Cum e setat termostatul pe relații? Pe rece sau pe cald? Dacă termostatul pe relații e setat pe rece, atunci după o experiență plăcută cu partenerul sau cu partnera, foarte repede atrage în viața ta una neplăcută. Mai mult decât atât, cu cât experiența plăcută e mai intensă, cu atât experiența neplăcută e mai intensă. De ce? Pentru că trebuie să pici pe setarea termostatului tău intern. Dacă termostatul pe relație este dat pe fierbinte, e acel cuplu care se iubește în fiecare zi. Acum, pe sănătate. Cunoașteți persoane care sunt bolnave tot timpul anului? Da sau nu? Da. Cunoașteți persoane care nu răcesc nici când afară e epidemie? N-are treabă pe exterior. Virusii sunt la fel pentru toți. E vorba doar de setarea interioară a termostatului. Și atunci, pentru ca viața ta să se schimbe în bine, ce ai de făcut este să schimbi termostatul intern, să-ți resetezi termostatul intern. Și acest lucru trebuie făcut înainte de a acționa cu altfel de strategii. Pentru că dacă termostatul tău intern pe relații e setat pe rece și tu mergi la un curs despre relații care te învață să vii cu micul dejun dimineața la parteneră, știi ce o să se întâmple dacă nu resetezi termostatul? O să vezi micul dejun pe covor sau pe lejerie. Cunoașteți persoane care în același domeniu, în aceeași industrie, fac exact aceiași pași. Unii fac bani, alții pierd bani? Da sau nu? Deci nu are treabă cu exteriorul, are treabă cu interiorul. Mergând cu comparația mai departe, dacă eu am termostatul setat pe 22 de grade Celsius și vin în această cameră cu 5 calorifer ca să fac mai cald, voi reuși să trec de 22 de grade Celsius? Nu, pentru că aerul rece va fi și mai puternic, el știe că trebuie să rămână pe 22 de grade Celsius. Ei bine, asta e motivul pentru care eșuează rețetele clasice pe care voi le urmați. Aceste rețete clasice vă învață cum să acționați. Vă învață să veniți cu calorifere mai multe ca să faceți mai cald. Dar degeaba acționați, pentru că această setare internă va face să atrageți în viața voastră situație prin care să reveniți pe această setare. Are sens? Ok. A doua metaforă, apropo de acest ingredient secret, este următoarea. Toată lumea să-mi spună repede ce e obiectul ăsta. Pix. Pix, perfect. Dacă în această cameră ar fi rămas Zica, ați văzut-o pe Zica? Cățelușa. Da? Dacă eu i-ar cățelușei Zica
acest obiect. Ce înseamnă acest obiect pentru Zika? O jucărie. Exact. Un obiect ronțăit. Întrebare. Cine are dreptate? Noi oamenii sau Zika? Amândoi. Și noi și Zika. Acum, întrebare foarte grea. Atenție, întrebare foarte grea. Dacă eu las acest obiect aici și toți oamenii ies din cameră, Zika iese din cameră, cățelușa. În acel moment, acest obiect, ce reprezintă? Nimic, exact. Atât timp cât nu e nimeni să se uite la el, el nu reprezintă nimic. Când oamenii vor intra în cameră, se va transforma brusc în pix. Când Zika va intra în cameră, se va transforma brusc în jucărie de ronțăi. Acum, întrebarea exact și mai grea. Spuneți-mi, vă rog frumos, însemnătatea acestui obiect, de unde vine? Din el, din obiect? Sau din mintea celui care privește? Și o să vă rog să faceți cu mâna. Dacă vine din obiect, faceți cu mâna așa. Dacă vine din mintea privitorului, faceți cu mâna așa. De unde vine însemnătatea acestui obiect? Exact, din mintea celui care privește. Ce înseamnă asta pentru viața ta? Că nicio situație nu are însemnătate până când tu nu-i dai o anumită semnătate. De ce tu vezi pix și Zika vede obiect de ronțăit? Pentru că dacă Zika l-ar vedea pix, ar scrie cu el o scrisoare către prietenul ei, cățelul, în care i-ar spune ceva de frumoasă are. Conținutul pentru care tu vezi diferit este că în mintea ta sunt niște imagini care te fac să-l vezi în acest fel. Și acum o să dau un pic exemplu. Cine de aici are la serviciu un coleg, între ghilimele, rău, cu care nu se înțelege, care îi face zile fripte? Ok. Celălalt spune că n-au fost întrebat în urmă. Întrebare. Acest coleg al tău, care este rău, are în viața lui o persoană care îl vede ca pe cel mai bun om sau ca pe un om foarte bun? Sau chiar la serviciu e un alt coleg care pe el vede foarte bun? Da sau nu? Cine are dreptate? Tu sau celălalt? Amândoi. De ce aveți dreptate amândoi? Pentru că însemnătatea acestui coleg de bun sau rău nu vine din el, ci vine din mintea celui care privește. Care este morala acestor două metafore? Pentru ca tu să-ți schimbi viața, ai nevoie să-ți resetezi termostatul. Dacă câștigi 100.000 de euro pe an și vrei mai mult, primul lucru este nu să înveți cum să faci mai mulți bani, ci termostatul să-l resetezi pe 200.000 de euro. Dacă o situație din viața ta nu-ți place, colegul, șeful, soțul, soacra, copiii, nu din ei vine problema, ci este o imagine în tine care te face să-i vezi așa. Și în momentul în care în tine schimbi această imagine, instantaneu, soțul spală vasele toată viața lui, sau cumpără mașină de spălat vase, da? Șeful te sprijină, soacra e de partea ta și nu vorbesc din cărți. Experimentez aceste lucruri de 4 ani de zile în relațiile de coaching 1 la 1 pe care le am cu persoanele cu care fac acest coaching și în această sală există persoane care au fost în acest proces și pot să vă confirme acest lucru. Miracole se întâmplă. Vindecări care păreau imposibile, relații care se refac și care păreau imposibil de refăcut, câștiguri care păreau imposibil de obținut. Despre cum să resetezi termostatul, despre cum să ai în mintea ta acele imagini prin care realitatea ta să arate așa cum vrei, vorbesc în carte și în CD și DVD. O să vă prezint foarte, foarte repede doar 3 tehnici. Sunt altele în carte. Ce vreau să spun este că am ales în carte cele mai simple și cele mai eficiente tehnici. Simple, de ce unul dintre scopurile mele este ca cei care citesc cartea să dea aceste tehnici mai departe. Câți dintre voi aveți în viața voastră persoane dragi la care vreți să le faceți bine? Super! Despre asta e vorba în această viață. Să-i ajuți pe ceilalți.
Tehnicile care sunt în această carte sunt atât de simple încât tu, citind cartea, îi poți învăța pe alții ce să facă. Sunt atât de eficiente și vă las să vă convingeți despre acest lucru testimoniale de pe site. O tehnică foarte simplă. Oprește-te din băicării. De azi, începând din seara asta, nu te mai băicării. Și propuneți să faci asta pentru 7 zile la rând. Și dacă ți se timp de 7 zile la rând să nu te vaieți, crede-mă că ești centură neagră. Atât de puternic este antrenamentul nostru în a ne văicări, încât nu ne dăm seama. O altă tehnică foarte simplă este ca seara, înainte să adormi, să faci o listă cu lucruri sau persoane pentru care ești recunoscătoare sau recunoscător că le-ai avut în ziua respectivă. Atât. Dacă nu ai pentru o oră, am trăit într-o țară africană, aflată în conflict armat, cu riscul ca la fiecare pas să calci pe o mină antipersonal, faptul că acum pășești pe ciment și este un bec acolo care te face pe tine să pășești în siguranță, va fi o mare binecuvântare. 3. E o tehnică care necesită coordonare spațială și pe care aș vrea să o exersăm ca să fiu sigur că nu vă răniți acasă când o exersați. Și o să rog toată lumea să întindă brațul drept cu palma în jos. Stângacii, brațul stâng cu palma în jos. Vedeți bine? Ce-l bine la scopul la 90 de grade. Și faceți așa. Sărbătoriți fiecare succes, oricât de mic. Ați ajuns aici, e un succes, da? De seară, ajungeți acasă. Băteți-vă pe unul. Putea să ajungeți la altă casă. Sau dacă ajungeți la altă casă, băteți-vă pe unul. Fiecare știe cum e cu succesul, da? În carte vorbesc despre alte tehnici, despre eliminarea emoțiilor negative, pentru că în experiența mea emoțiile negative sunt unul dintre cele mai puternice blocaje care vă împiedică să vă atingeți fericirea și descriu acolo tehnici simple și eficiente prin care să scoateți aceste emoții negative din corpul vostru. Acum, astea au fost lucrurile pe care eu am vrut să vi le spun, întrebări dacă am de la voi. Da? Se știe că un obicei se instalează sau se dezinstalează în 21 până la 28 de zile. Da. Și tu ne-ai mai spus la workshop că se fixează în subconștient ceva prin repetiție sau prin impact emoțional. Da. Înseamnă că dacă repeți 3-4 săptămâni, se fixează în subconștient, că este suficient pentru a se fixa. Sau înseamnă că dacă într-o clipă ai impact emoțional, poți scuti acele 3-4 săptămâni? Ok.